Hei, salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Da, bună dimineața, pot să spun, pentru că azi e, adică când filmez eu e dimineața și când postez eu videoclipul, cred că tot dimineața va fi, dar... Da. Astăzi vă voi face turul mașinilor mele, să spun. Da. Și hai să treci, înainte să trecem la treabă, vreau să apăsați pe butonul de like, share și subscribe. Și hai să trecem la treabă. Aici avem echipa Igniter. Ăsta este șeful lui Jackson. Ăștia doi sunt cei care schimb roțile lui Jackson. Și așa arată de Jackson cu spoiler cam potrivit. E cam pe măsură. Aici avem hullerul lui Jackson. Aici îl avem pe Sheldon, încă nu i-am făcut o echipă, dar o să urmeze ceva în stilul ăsta cu maro, verde, alb, o să văd eu. Când o să fac. Aici avem echipa Dinoco, o avem pe Cruz de Dinoco, variantă nu de la Mattel, o variantă așa mai mare, făcută în China, după cum puteți să vedeți. Uite, Made in China. Ăsta și cu ăsta sunt cei care schimb roțile lui Cruz. Dar am și asta de Mattel, făcută în Thailanda. Așa. Made in Thailand. Asta o am, o am versiunea aia din 2018, că... Știți că există și versiunea din 2021, 2020, dar eu nu le-am pe alea. Ăsta e sponsorul, chiar vreme care e șeful de echipa lui Cruz. Și pe ăștia doi am luat, ăștia doi sunt în Carsonul. I-am luat în set pe amândoi, erau din Dinoco, aveau X-ină de Dinoco. Aici hullerul lui Cruz. Nu e cine știe ce, dar o să vedeți voi mai departe când o să trec eu la ce e mai bine. Aici îl avem pe Chris Romy. O să urmeze să-i fac și lui o echipă, dar e mai greu cu echipele pentru că trebuie să iau și un hauler. La culori mă pricep, eu ce mai mă pricep, dar trebuie să iau un hauler, un de-astea. Și apropo, dacă vreți să le fac review la toți ăștia, dar vi-am arătat în videoclipul ăsta, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Dacă văd multe like-uri, o să fac review. La fiecare în parte. Ăsta e Jonas Carvers. Mai țineți minte video review-ul lui Jonas Carvez, nu? Că i-am făcut lui o echipă. Păi puteți uita de echipa lui. Puteți efectiv uita. Aici îl avem pe Chase Racelot. Bă, mie îmi place mașina asta. Aici avem modelul lui Cruz, ăla de antrenează mașini, dar na. Nu am de Mattel, mi-a venit, am cumpărat-o cu set de 4, cu fumuriu, cu Jackson și cu Fulger. Avem aici echipa Rusty's. Ăștia doi sunt cei care schimbă roțile, ăsta e sponsorul. Mac, care are un hauler mai de-asta, mai luxos. Șeful de echipa lui Fulger, Fulger McQueen din Cars 2 de iarnă. Și l-am pictat, eu am făcut râz pe el, nu știu ce. Aici avem modelul lui... din Cars 1, modelul din Cars 3, ăla normalul, și modelul din Cars 3, dar ăla bușitul. Avem aici echipa Towcap, aici îl avem pe GD McPillar, pe Bobby Swift care schimbă roțile, șeful lui de echipă.
Halerul, fumăriu și cu cel care îl ajută să repare mașini. Halerul nu e cine știe ce, da, e ca pe ceva. Aici îl avem pe șerif, aici îl avem pe Raul Sau, aici îl avem pe Nigel Gearsley și aici îl avem pe Rishikesh Ganci. Și aici mai avem și un tir Hot Wheels, da, în fine. Păi, nu uitați să apăsați pe butonul de like, share și subscribe ca să mai fac videoclipuri de genul. Bine, am făcut decât un videoclip așa la mișto, dar în fine. Eu am fost Robert, voi ați fost și mai tari jucători de orice joc și noi ne vedem pe data viitoare. Pa!